Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip de FIFA 20. Astăzi băieți, facem ceva interesant după părerea mea. Ok, și o să facem o carieră, dar nu orice carieră. Ok, nu lăsăm numele așa pentru că mi-e lene să stau să-l schimb. Hai să punem declarat naționalitate România pentru că... ce prost sunt. Naționalitatea îi spunem România că... Să știe că suntem români. Avem numele nostru, este AA Manager, dar suntem români, știi, e un nume românesc, specific românesc. Așa, și ce să facem, deci, înainte să facem acest videoclip, înainte să vă spun ideea, vreau să facem o grămadă de like-uri, pentru că e o idee, ceva ce n-am mai văzut eu pe internet, mi-a venit acum, când vreau să intru pe FIFA, mă gândeam ce dracu să fac pe FIFA, poate mai scurt și un episod așa. O să facem cea mai slabă echipă, cred că cea mai slabă echipă din Premier League momentan este Sheffield, da, ca și Steluțe, nu, că Sheffield ar fi slabă, că Sheffield e cam cea mai... dintre cele mai bune în momentul ăsta clasată. Dăm aici swap, mergem în România, luăm, uite, zicem CFR-ul, da? După care continuăm, Liga franceză, care e cea mai slabă echipă din Ligue 1? Cred că era una dintre tristele, dacă nu mă înșel. Da. Dijon Pucoi. Acum, aici o să vină, uite, să zicem, ca să încerc că pun FCSB-ul într-o ligă ușoară ca să fie mai bun, spunem Craiova. Na. Știi? Acum, pentru că și liga germană e destul de bună, alegem iar aici cea mai slabă echipă, o scoatem și punem aici FCSB-ul. Cred că tot, da, tot asta tot o să fie cea mai slabă echipă. Ok, vine FCSB-ul aici. Și mai punem una și în echipa și în Liga Italiei. Chiar dacă celelalte echipe sunt destul de mai distrăbute din România și nu prea o să aibă ele șanse să facă ceva pe aici, o să spunem locul spal, mă rog. Așa, de exemplu, uite, cine mai avea șanse? Mă, și Astra Giurgiu se descurcă bine. Așa, și mai punem decât în Liga Spaniolă, că asta e liga asta mai e și a puternică, celelalte legi, ar fi destul de ușoară pentru echipele noastre super puternice românești. Bine, așa trebuie să câștigăm oricum meciurile, oricum trebuie să câștige toate titlurile. Și viitor mai punem, bun. Și eu de poate n-am, de unii vrea să pun Academia Clincen sau I don't know. Le-am ales pe astea pur și simplu, n-are nicio legătură și tot, mă rog, în continuare. Bun, acum o să alegem și noi o ligă, cred că o să mergem pe Liga Orlandeză cu Ajax-ul, ca să tot să avem o echipă bună. Și o să mergem aici la Champions League. La Champions League ce o să facem? O să luăm, de exemplu, fiți de aici. O să vreau să mire... Ok, e un mic buguleț aici. Dar chiar e buguleț. Dar nu știu dacă e buguleț. Este ăla din 2019, când am câștigat Liverpool. Ăla e. Bine, zic, mi-aduc aminte că eram pe FIFA 19 și am jucat mult. Genge, hai să ne aranjăm puțin, să vedem ce echipe ar merge mai departe, ca să știm în ce grupă punem și noi. Cam ceva în genul ăsta ar merge echipele. Azi, gen, vedeți, în ce loc de Manchester United, de Chelsea, de-aia mi se pare mișto, gata. Deci, noi suntem cu Ajax. Cred că o să punem, uitați, în prima grupă aici, de fapt, în grupa D, o să punem în loc de Schalke, punem în loc de Schalke. O să punem tot echipa care am pus-o aici, pe FCSB, bun. Ok, am eliminat o echipă din Germania, am pus asta din Germania. Bun. Acum să mergem o echipă din Anglia. Care echipă din Anglia să eliminăm? Hai să eliminăm Chelsea-ul, că Chelsea-ul e cam cea mai slabă, nu? Da, cea mai slabă e momentan de aici. Dar bine, nu mă judecă, poate să considerați că Chelsea e mai bună ca Tottenham sau ca alte echipe, dar pur și simplu după părerea mea. Punem CFR-ul. Și acum ce mai trebuie? Din Italia. Replace. De ce avem Italia? Pe Astra Giurgiu, bun. Ligue 1. Pe cine avem pe Ligue 1? Craiova. Și pe asta, Anglia... Să avem așa, din Anglia, din Franța, de fapt asta e din Anglia, asta e din Franța, asta e din, Italia, deci Franța, Italia, Anglia, Germania și mai trebuie Spania, pe ce am pus în Spania nu mai știu, eu sincer, uite, o să-l punem, uite, hai să punem în grupă cu noi, deci hai să luăm Benfica că e mai bună, zicem să scoatem Benfica, na, să punem Spania, nu, bă, da, Spania avem. Ce mai aici în Spania aia? Am și uitat. Viitorul, perfect. Stai, că trebuie să scot o de echipă din Spania, da. Păi, deci FC Barcelona nu pot să scot. Scoatem Valencia, dar...
Dar nu, nu știu, nu prea ar fi o idee bună să pun două echipe românești în aceeași grupă. De aceea, uite, să punem Benfica aici și o spunem viitorul aici. Nu o să las viitorul să dau simulation la toate meciurile din Champions League și din Liga, ca să vedem pur și simplu ce se întâmplă, da? Oh, shit, shit, spune-mi, te rog, că s-a salvat ce am făcut aici. Spune-mi, te rog. Bun, l-am repus la loc și acum o să dăm. Da, chiar fiind, acum că tot e aici, punem și în grupa C. Așa. Pentru că tot mai avem câteva echipe românești care nu au rămas. De exemplu, Academia Clinceni, Chindia, din care e mai bună. Dinamo, uite, Dinamo, punem Dinamo în Champions League. Hai, mă, Dinamo. Bă, să fiu sincer să vă spun pe față, eu nu țin nici cu Dinamo, dar nici că aș avea ceva cu Dinamo. Punem așa pe ultimele poziții să le vedem. Deci sunt șase grupe, fiecare având câte o echipă română. În fapt, sunt 8 grupe, fiecare având o echipă română. Și acum dăm advance. Nu mai dăm back, că nu mai suntem proști. Și acum advance. O să mă pun pe ultimele, hai să mă pun pe la ultimele meciuri ca să. Aprilie, da. Deci aprilie, în aprilie se termină cam toate ligile, deci azi vrem să și toate ligile. Scuzați că ți-au uitat și ceva. N-ar trebui să. Bun, după aproximativ 2-3 minute de așteptare, am ajuns și la sfârșitul ligii. Hai să vedem cum ne-am descurcat noi în ligă, să vedem și noi așa, să dăm așa deci o să dau așa un fel de speed la tot ce se întâmplă aici. 2-1, 3-4-0, 3-1, bun. Avem aici 2-0, 2-1. Am bătut în Champions League, am bătut în Champions League, am rupt. Chiar m-a spus dacă mi-aș lua bătaie de la Viitor. Am luat 4-0 de la Bayern, ok. Am bătut cu 3-0 Viitorul, din păcate îmi pare rău Viitorul. 3-0, 5-0, l-am distrus de tot, dacă nu era distrus deja. 1-0, aici de la AEK Moscova, la AEK Athena, i-am bătut eu și că și Bayern i-a bătut pe amândoi, deci cam depinde de meciurile direct dintre ele. 1-1, bun, mi-am luat un fel de revanșă, cât de cât. 3-1, așa, de aici vine transfer windows, bun, am aici 3-0, 2, am pierdut cu 2-0, am câștigat cu 3-0, am câștigat cu 5-0. Am luat bătaie de la Manchester City, m-a culcat. Cât am luat? 3-0, oho, am luat ceva de fapt. Așa, PSV-ul așa. Manchester City, what? Ne-a bătut cu 6-0, what the fuck, dude? Ok. 3-0, 2-0, 1-0, 3-0. Și aici am ajuns. Noi suntem poziționați acum în ligă pe locul 2, oho, PSV-ul. Bun, să vedem. Primul în Champions League, să vedem cum s-au descurcat echipele noastre în Champions League. Și dacă avem vreuna în Europa League, să vedem cum s-au descurcat și în Europa League. Bun. Vedem. Viitorul 0 puncte. PSV-ul 1 punct, not bad. Cred că e cu Locomotiv Moscova, dacă nu mă înșel. Da, cu Locomotiv Moscova. Dinamo 0 puncte. Ok, deci aici nu mai avem niciuna. CSU Craiova 0 puncte. Astra Giurgiu 0 puncte. CFR-ul 1 punct. Deci a fost măcel în Champions League. A fost măcel. Bun, am să vedem. Other League. Asta a fost de fan mai mult. Ok, Premier League. Era calmea să văd acum CFR-ul pe aici. CFR-ul e chiar ultima. 11 puncte. Nu e deloc rău pentru echipă. Are 8 droguri și o victorie. Oho, ar fi fost interesant să. Uf, stai că am ieșit din greșeală. Ar fi fost interesant să știm împotriva cui a fost victoria aia, dar. E ok, it's ok. League One. Evident că Paris domina aici și Craiova pe 20 are și 11 puncte. 3 victorii Craiova. Îmi pare rău că se duc în liga, în ligile al doua ligă. Să vedem. Bundesliga. Oh, nu cred. FCSB are 18 puncte și a scăpat din zona de retrogradare. Ești nebun. Oh, foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Astra Giurgiu, 3 puncte pe retrogradată complet. Și mai avem aici, vedem și Liga 1 cum arată.
Nu arată foarte urât. Adică, uite, Dinamo, singura echipă românească care... A, nu, stai că stai că am lăsat o grămadă. A, Dinamo e cea mai bună echipă românească în momentul actual. Dar și e destul de poziționată vară, destul de prost poziționată. Deci niciuna, nu mai avem, nici, nu avem absolut niciuna în Champions League. Ok, mai avem și la Liga Standard. A, e ultimul loc a noastră. Viitorul. Da, clar. Bun, acum hai să vedem. O să simulăm. Nici mai rău să mai... Sau să văd cum se termină sezoanele. E clar că FSB-ul a scăpat, singura echipă care a scăpat de zona de retrogradare. Acum o să simulăm până la sfârșitul următorului sezon, să vedem dacă ele o să reușească să iasă din zona de retrogradare sau o să se afunde și mai rău în zona de retrogradare, adică să se poziționeze destul de jos în zona de retrogradare, adică în a doua ligă, vreau să zic, sau dacă chiar au ajuns în a treia ligă, dacă mai bine, Bundesliga, de exemplu, are două ligi, Premier League are patru ligi, în joc, mai repede. Bun, am ajuns iarăși la ultima echipă și nu mai stăm să vedem cine cum a descurcat în sezon, pentru că după meciul ăla din Champions League cu Burnley n-am mai văzut să se întâmple ceva, deci din meciul din Europa League, iertați-mă. N-am văzut să se mai întâmple ceva cu Europa League pe acolo, deci am zis că mai bine să nu mai uităm data asta, că dacă ne-a bătut Burnley, o să mă uit după oricum. Adică să ne uităm chiar acum, că de fapt sunt curios dacă ne-a bătut Burnley și cu cât. Da, ne-a bătut Burnley dacă e să ne bat. A, ba, nu, ne-a bătut Sporting-ul, e bine. Burnley cum a descurcat? Da, așa este Praga, dar chiar cum am fost atâtea meciuri. 3-1, 3-1, 3-1. Mamă, 3-2 la fel, 3-1, 3-1. 4-1, 4-1, what the fuck? 2, da, aici nu putea să fie 1-0, 1-0, știi? Trebuia să fie... Trebuia să-mi dea mie țeapă. Bun. Eu nu cum se poziționează liga. O, dar nu știu de ce am 53, că am câștig liga măcar, știi? Ok, nu m-am dus mai departe. L-am pierdut pe Promes. Abia trece pe bancă. Ok, o să vin aici Promes. Nere, știu că mergea și pe post de R1. Te vede că merge. Ești tu aici Neres? Vine aici domnul Digel. Arată că și tu mergi, da, lasă pe Neres, pe poziția lui. Așa. Marin are 82, oho, e bine Marin, Iovici 88. Nu știu cum am putut să pierdem în fața lui Sporting, adică chiar e bine Ajax-ul. Pun și pe tine Dest aici să începi și tu să joci. Bun. Am tot felul de telefon și... Na, mă rog, ok. Zice că peste și am văzut că și ăla are 69. În Champions League n-are rost să ne uităm sau în Europa League pentru că echipele nu au fost momentan. Deci, să vedem, aveam una în Anglia care a scăzut în Championship. Hai să vedem în Championship. Ok, pe 6, CFR-ul, bine, bine, foarte bine. Gândiți-vă că în Champions sunt echipe destul de bune, adică și Sunderland-ul, deci gândiți-vă că acum câțiva ani Sunderland-ul era bun. Ce echipă mai era bună acum câțiva ani? Hull City era bună acum câțiva ani, Swansea, Derby County, Huddersfield, West Brom, Norwich, Norwich e bună anul ăsta, de fapt. Bună în sensul că trebuie să se califice în Premier League, altfel nu. Și Aston Villa, mă rog. Deci, am dat din greșeală iar exit. Avem o echipă care n-a reușit să-și revină în liga sa, ok. Bun, vedem. Următoarea, liga franceză, unde a noastră a scos în Ligue 2. A câștigat CFR, doamne, Craiova, Liga 2. Bine, bine, Craiova. Forță Craiova, mamă, câte victorii are. Nu are nicio înfrângere Craiova, wow. Wow, Craiova, chiar o surpriză plăcută. Ce-s așa prost? Deci Craiova chiar ne-a făcut o surpriză, mamă. Dem Germania Bundesliga 2. Bundesliga 2. FCSB-ul a mers și mai departe, foarte bine, foarte bine. Mamă, FCSB-ul n-a pierdut niciun meci. Asta e că până la urmă, Griș a pierdut ultimele două meciuri, că și-a dus la aia de... Așa, ok, mă rog. Deci gândiți-vă că FCSB-ul n-a pierdut niciun meci, dar are 10 egaluri. LOL, bine FCSB, e foarte bine, oricum nu contează asta. Nu contează că ne revenim noi. Calcio B, da, Calcio B, trebuie să ne vedem noi. Astra Giurgiu... nu știu dacă se califică. Pentru că primele 4 se duce așa care din Calcio B? Nu mai știu. Cred că primele 4 se duc să se bat pentru pozit, pentru... Să meargă mai departe și poate vedem. O să vedem.
la începutul următorului sezon, dacă a mers a noastră sau nu. Mai avem nicăieri, cred că, bă, nu, Calcio Bea era în Italia, deci acum avem România, să vedem România. Nu, ca de obicei, Dinamo este pe 8, urma de Sepsi și de cealaltă echipe care nu mai pot. Dinamo, iar dezamăgiți de Dinamo, pentru că Dinamo n-a putut să-și deplinească scopul. Și suntem la Liga Standard, adică, ăsta e că am uitat ca directul că dat stai. Aici, Smart Bank. Wow. Viitorule, slab, slab, 13, slab. Foarte slab, adică gândiți că echipa Viitorul pe la ultima ligă, la a doua ligă, scuze, spaniola, trebuie să fie bun. Haideți și loturile lor și după, cred că o să închei și noi episodul, pentru că dacă nu știu, nu prea o să aibă ele, echipele astea, vreo evoluție majoră. Nu prea cred. Aveam FCSB-ul, nu FCSB-ul, CFR-ul, care era la cât, deci, da. Wow, deci, totuși CFR-ul are echipă destul de slabă, dar totuși s-a descurcat bine. Având în vedere ce echipe mai sunt pe aici. Deci, face bine, face CFR-ul, bine. E franceză. Nici Craiova n-are echipa strălucită. S-a jucat și ea bine, bravo Craiova. FCSB-ul. La FCSB a început să strălucească Man și Tănase. Na, dacă antrenorul vinde pe ăștia bun, deci l-am vândut frate pe ăla, pe Coman. Dacă nu-l vindea pe Coman, mergea lejer, stătea lejer. Dar a avut ghinion FCSB-ul că s-a adus. Ce, Astra Giurgiu, mama, Alibecu s-a dus în jos, a apărut Răduț care, na, Gheorghe, e varză Astra, n-am ce să-i fac, chiar, Astra e, vreau să văd Dinamo, poate are Dinamo lot bună, ia să mai, că și Dinamo la fel de slab, și ultima noastră speranță este aici, la nu, că tot echipele s-au dus bine, Viitorul, e și ea. Deci nu știu, nu cred că sunt echipe așa bune acolo, mă rog. Când mă duc cu acest videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un de like, dar mi-e vreți să fac videoclipuri de genul să-mi lăsați în secția de comentarii ca să știu. Am văzut că vă place mult FIFA-ul și că vreți să continui cu seria. Nu sunt atât de multe persoane pe canal care apreciază FIFA-ul, dar o să încerc să mai postez, poate să mai adună persoane care apreciază FIFA-ul. O să mai postez și Minecraft și de toate, dar momentan pentru că mi-am reușit să-mi fac și stările pentru FIFA, am zis să mai scot încă un episod de FIFA. Deci da, ca atunci cu acest videoclip, dar vă plăcut, nu uitați să apăsați acel butonaj de like. Eu am fost Andrei și noi ne vom revedea data viitoare. Vă pup băieți, pa!